Deci, prezint de la început. Avem două cadre medicale excepționale, medic Cristina, medic anestezist, Cristina Năstase, ok, în linia întâi, încă de la începutul pandemiei, așa e Cristina? Așa este. Apoi avem doamna asistentă Roxana Berbece, deci și neamuri. Da, care la fel, asistentă în linia întâi la rol 2, nu? Rol 2, da. Rol 2, Anaslan. Anaslan. Ok, cum a fost să lucrați exact acolo unde este inima pandemiei, da? Unde vedeți în fiecare zi oameni practic infectați de COVID-19. Știu că a fost greu pentru toată lumea să creadă în treaba asta. La început nu auzea nimeni și era peste tot chestia asta. Bă, dar n-avem prieteni, n-avem cunoștințe, ne e greu să credem că există. Poate v-a fost și vouă la început greu să credeți că există așa ceva. Dar cum a fost când ați văzut că treaba este serioasă și că oamenii chiar încep să moară din cauza asta și că, na, lucrați exact acolo unde virusul ăsta există. Cristina. Cred că a fost destul de greu pentru toată lumea la începutul pandemiei. Și noi, ca și cadre medicale, ne-am lovit de teama de necunoscut cumva, de un lucru nou cu care nu mai avusesem de a face până atunci. Și, da, a fost cumva complicat. Lumea nu cred. Fiecare zi. A fost greu să găsim cumva, nu știu, cele mai bune soluții pentru ei, să încercăm să ajutăm cu cât putem, cu toate cunoștințele noastre și cumva cred că am reușit în mare măsură, deși am văzut multe cazuri triste și am suferit alături de ei, ne-am temut pentru noi și pentru familiile noastre mai mult, dar cumva a fost bine. Dumnezeu a fost cu noi acolo, ne-a protejat și ne-a dat cumva înțelepciune să trecem și peste asta. Wow, aleluia! Trebuie să scăpăm de microfonul ăsta, nu? Că toți sunt neamuri, putem să ne apropiem. Ok. Da. Și ăsta la fel? Ok. Super. Și mai tare. Da, lăsăm așa, nu e nicio problemă. Ok. Hai să vedem. Deci, ți-a fost greu, Cristina, așa cum ai spus, să treci peste toată treaba asta. Bănuiesc că a fost și stresul foarte mare din punct de vedere medical, pentru că a trebuit să găsiți dozajul, oarecum a trebuit să... fiind ceva nou, da, deci eu n-am mai auzit până în 2020, da, de COVID, existența acestui virus și fiind ceva nou, cred că v-a fost destul de greu să ați căutat chestii care să ajute și mai și mai mult. A fost o presiune colosală pe umerivoș. Cum ați trecut peste presiunea asta? Am făcut ceea ce am știut noi mai bine. Adică au fost lucruri noi legate de virusul ăsta, dar cumva cunoștințele pe care noi le aveam și tratam boli asemănătoare cu COVID-ul. Nu chiar la fel, dar aveam un bagaj de cunoștință pe care l-am folosit și în cazurile astea, să zicem. Da. A fost mai greu din punct de vedere al tehnicii, să zicem, al costumelor pe care le purtam și e într-adevăr chiar dificil. Chiar vara cum a fost cu costumele? Groaznic. La 40 de grade mă plimbam într-o ambulanță fără aer condiționat. Wow, cu costumul da. De cosmonaut. Da. Oh, de-aia v-ați menținut. Făceam așa... saună gratis da. În fiecare zi. De-aia sunteți așa suple, înțeleg. Cred că trebuie să recomandăm chestia asta. Plimbatul cu costumul în ambulanțe. Ok, deci chiar a fost ceva, o presiune foarte mare peste voi. Hai să vedem. Vă iau la rând, Cristina. Cum s-a născut în tine pasiunea de a fi medic și medic-anestezist? Nu mi-am dorit dintotdeauna să fiu medic. Cumva m-am hotărât la sfârșitul liceului că vreau să dau la medicină. Și asta am făcut. Dar în timpul facultății, ce-i drept, s-a născut în mine pasiunea de a fi medic anestezist și nu altceva. Nu știu, mi-a plăcut mai mult decât orice altceva. Mi s-a părut cea mai deosebită meserie. Cea mai complexă dintre toate, în care pot să fac foarte multe lucruri, foarte multe manevre. E un domeniu total diferit de altele din medicină. Și... Dumnezeu m-a ajutat să ajung fix acolo unde mi-am dorit. Adică m-am rugat mult pentru chestia asta, deși pe vremea nu cunoșteam pe Dumnezeu, dar știam că asta vreau
Și m-am rugat în sensul ăsta și chiar s-a îndeplinit. Ai simțit că e și o chemare la așa ceva? Da, chiar da? Cred că îți trebuie o chemare specială ca să faci asta. Uh-huh. Sunt lucruri pe care nu oricine le poate vedea sau suporta. Da, și eu, sincer, până la tine n-am auzit că există doctor anestezist. Dar... n-am știut că există specializare în sine. Mulți oameni nu știu ce înseamnă să fii medic anestezist. De fapt, e mai mult decât doar anestezie. Anestezie, terapie intensivă. Mulți oameni pensează că suntem niște asistenți care doar adormim oamenii. Am auzit asta. Așa. Și ce mai complex de atât faceți? Hai să vedem. Tot ce se poate. De la anestezie, intubație, montat de tot felul de device-uri, dialize, catetere, resuscitări. Noi suntem echipa de șoc a spitalului, să zicem. Când este ceva grav pe orice altă secție, noi ne ducem. Serios? Să sfătuim, să consultăm și când e grav să resuscităm. Noi suntem echipa de resuscitare. Wow! Tu! Eu! Wow! Echipa de resuscitare. Parcă am mai multă încredere. Vii și în taberele profi de-ți, da. Ok, da? Super, echipa de resurse. Uite, aflăm lucruri noi, lucruri fantastice. Suntem onorați de faptul că ești membra Bisericii Profides și în familia Profides, să avem un medic anestezist. Știu cel puțin pe cința Menins cu anestezii puternice. Eu îi mulțumesc lui Dumnezeu că există epidurala, de exemplu. Nu eu personal, soția mea a avut de-a face cu epidurala și ea mi-a povestit foarte multe despre... Tu faci epidurale, bineînțeles, da. Nu? Wow, asta mi se pare o super inovație, să anesteziezi femeia ca să nască cât de cât mai ok, că dureri tot există. Și epidurala în sine e foarte dureroasă din câte am auzit. N-ar trebui să fie. La tine nu. Depinde de mâna anestezistului. Ok, super. Da, deci avem aici cadrul. Cristina, tu l-ai cunoscut pe Dumnezeu, să zic așa, și ai intrat într-o relație cu Dumnezeu nu de mult timp. Cam cât timp? Cam 2 ani. 2 ani de zile. Ți-ai schimbat religia sau l-ai luat practic pe Dumnezeu în serios? Ce s-a întâmplat în viața ta? Atât eu cât și soțul meu acum ne-am născut, să zic așa, într-o familie ortodoxă, nepracticantă, cum sunt toți în ziua de azi. Și prin harul lui Dumnezeu am ajuns aici. Majoritatea știu povestea. Soțul meu, Daniel, a fost cel care a făcut primul pas spre Dumnezeu, ca să zic așa. El și-a schimbat complet viața și mintea și... Cumva am vorbea despre Dumnezeu, eu nu prea voiam să-L ascult, nu primeam mai nimic din partea Lui. I-am spus că e extremist sau fanatic, ceva de genul ăsta. Wow. Auzim de asta. Da. Așa. Și totuși Dumnezeu a lucrat. El m-a amenințat că mă voi întoarce la Dumnezeu pentru că El se roagă pentru mine. Și nu prea L-am luat în serios. Am zis, bine, cum zici tu. Iar la scurt timp după chestia asta, s-a întâmplat să fie un concert creștin în Pitești. Unde ați fost chiar voi, trupa Profides. El voia foarte mult să vină la biserică aici, să vă cunoască, dar ați venit voi la noi mai întâi. Aleluia. Așa s-a întâmplat, așa a vrut Dumnezeu. Și de atunci, nu știu ce s-a întâmplat, am început să vin la biserică, mi s-a schimbat viața, mi s-a schimbat mintea și L-am cunoscut pe Dumnezeu. Wow! Acum aplauze, aplauze. Ce e nou? Ce e nou față de lumea veche? Da? Deci erai creștină nepracticantă. Astea două sunt termeni ăștia, oricum n-ar trebui să fie puși împreună, dar din păcate există creștin nepracticant, adică doar cu numele. Ce e nou acum în viața ta? E totul diferit. Adică o viață fără Dumnezeu e o viață tristă, fără perspectivă, fără speranță. Mă leg și de locul în care lucrez. Văd în fiecare zi oameni care mor, poate chiar de vârsta mea sau mai tineri ca mine, și îmi dau seama că trebuie să fim atât de recunoscători pentru tot ceea ce avem, pentru sănătatea pentru care, pe care o avem, și mai ales că noi știm ce se va întâmpla cu viața noastră când nu vom mai fi. Wow! Încă o chestie. Voi știți că am mai spus în predicile mele, am amintit de tinerii aceia doi care imediat cum s-au întors la Dumnezeu, cum L-au cunoscut pe Dumnezeu, n-au mai putut să trăiască în concubinaj. Este vorba despre Cristina și Daniel, care e aici în sală. Și asta i s-a părut foarte extremist și fanatic Cristinei. Da.
că Daniel a zis direct, noi dacă trebuie să mai, dacă vrei să mai trăim împreună, trebuie să fim familie, să te iau pe numele meu, să te înmatriculez la starea civilă, da, să spun numere de năstase, și na, asta cred că ți s-a părut dusă la extrem, așa e? Da, cred că asta a fost da. La început. Nu vedeai, practic, în trăitul ăsta, în concubinaj, o problemă morală, așa e? Cumva știam că e un lucru care e rău și care nu este după placul lui Dumnezeu, dar ziceam că o să trecem peste lucrul ăsta mai târziu, când ne vom căsători și poate mai la bătrânețe ne vom pocăi. Până atunci e ok. Da, ok. Deci, vedeți, asta înseamnă să-L cunoști pe Dumnezeu, să iei pocăința în serios și să faci lucrurile așa cum trebuie. Ok, mulțumim mult, Cristina, ne întoarcem imediat la tine. Ok, Roxy, cum îi spunem noi în familie. Hai să vedem că tu ai un parcurs foarte brusc așa și șocant. Dacă acum 2 ani de zile ni s-ar fi spus nouă în familie că vei ajunge într-o pandemie chiar în vârf de linie, nici tu n-ai fi crezut. Nu, nu. Așa e. Cum ai ajuns asistentă? Oh, da, de aici a început totul. Am emoții. Da. Tot a început când am fost cu soțul meu la un spital unde și lucrez și am spus, zic, uite aici mi-aș dori eu să lucrez. Un spital bun. Și el mi-a spus, zic, că ai, lasă că aici nu cred că ai cum să ajungi pentru că, cum știe toată lumea, în spitale se intră pe pile, pe nu știu ce. Da. Și eu când am plecat spre casă îi spun, zic, că hai că trebuie să învăț drumul spre casă, să văd drumul meu de la servici acasă. Și el se uita așa la mine, nu prea m-a băgat în seamă. După ceva timp, la vreo 2 luni, mi-a apărut un anunț pe Facebook cu concurs la spitalul respectiv, la care îi spun soțului, eu trebuie să mă duc să mă înscriu la concurs. El îmi zice, da, dar știi că, na, cum știe toată lumea, că în spital se intră pe pile, pe nu știu ce, pe cunoștințe. Și zic, măi, eu o să încerc. Zic, mă pun a doua zi, de fapt în seara aia, mă pun pe genunchi și spun domnului, zic, Doamne, dacă este voia Ta, spune-mi dacă să merg mai departe sau să mă opresc. La care deschid Biblia și Domnul îmi spune că, da, este voia Lui să merg. A doua zi m-am trezit, mi-am făcut dosărelul, am plecat la spital. Am depus actele fără să mă dea înapoi cu niciun act. Toată lumea spunea la coadă, aoleu, eu sunt aici a treia oară, m-au dat înapoi de nu știu câte ori, că n-am nu știu ce acte. Pe mine m-a primit din prima. Wow. Am avut toate actele din prima. Wow. A venit și ziua concursului, un concurs foarte greu. Că așa se și spunea pe Facebook că este un concurs greu și că dacă n-ai pile nu reușești și cum se spune despre toate spitalele. Așa. Da? Am dat scrisul, la 2-3 zile am dat și practica, și care era și includea și interviul, care a fost destul de greu. Și când am plecat de acolo, am plecat foarte dezamăgită, am zis, zic, gata, nu o să iau, nu este pentru mine. Am ajuns acasă, am deschis Biblia din nou, am zis, zic, Doamne, îți mulțumesc că ai îngăduit să ajung până aici. Când am deschis Biblia, am deschis la Luca 11, de la 9 la 13. Dacă vrei, poți să citești, Toni. Ia, dă-te rog frumos acolo, maestru nostru. Eu i-am spus, dugem până să deschid Biblia, am zis, zic, aici se oprește tot. Zic, eu nu o să intru. Erai extremat. Da, am zis, zic, gata, am sunat-o și pe mama și pe tata. I-am spus, zic, gata, am încercat, primul meu concurs, nu o să reușesc. Și când am ajuns acasă și am citit versetele, deci ai deschis, te-ai rugat, am deschis Biblia? Biblia și am zis, zic, Doamne, eu îți mulțumesc că Tu ai îngăduit să ajung până aici, dar mai spune-mi odată dacă este voia Ta să ajung aici. Eu parcă tot credeam că Dumnezeu m-a dus acolo cu un scop. Și hai să citim, deschis, nu? Hai să citesc, ia. De aceea și eu vă spun, cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide. Fiindcă oricine cere capătă, cine caută găsește și celui ce bate îi se deschide. Cine este tatăl acela dintre voi care dacă îi cere fiul său pâine să-i dea o piatră, ori dacă cere un pește să-i dea un șarpe în loc de pește, sau dacă cere un ou să-i dea o scorpie?
Deci dacă voi care sunteți răi știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce îl cer. Wow, fantastic! După ce am citit astea, m-am ridicat și am zis, Doamne, acolo e locul meu. Deja sărbătoreai fără da, să afli rezultatul. Eu sărbătoream și spuneam lui John, zic, gata, eu intru. Dar el îmi făcea, a, mă iubire, lasă că, dacă nu e aici, lasă că o să fie. Zic, nu, Domnul mi-a zis că o să intru. Deci eu intru. Am fost atât de fericită că eu am știut în avans că wow, o să intru. Minunat. Da, când cer cu credință, Dumnezeu îți dă. Slăviți să fie Domnul, încurajare încă o dată. Wow, Domnul e mare. Deci iată că Domnul nostru e cea mai mare pilă. Amin? Indiferent ce știm despre oameni și sisteme, indiferent cât de descurajați suntem, că acolo se intră greu, că dincolo se intră greu, că locurile sunt deja luate, că locurile sunt deja nu știu cum, spuneau, noi trebuie să îndrăznim. Scuză-mă, îmi spuneau că dacă nu cunoști pe nimeni, n-ai cum să intri. Și azi îl cunosc pe Dumnezeu și o să intru. El mă ajută. Și așa a fost. Ce minunat! Vedeți ce nădejde binecuvântată avem noi! Glorie lui Iisus Hristos! Dar tu ai intrat, din informațiile mele, tu ai intrat la oftalmologie, nu? A. Care are legătură cu ochii. Exact. Cum ai ajuns tu la Anaslan, rol 2, care are legătură cu COVID-19, secția ATI, alte cele? Da, aici a fost tot planul lui Dumnezeu, cu siguranță. Mi s-a spus că prin derulare, așa, asistentele vor ajunge în spitalul COVID. Eu acum, sincer, mi-a fost un pic de teamă, am zis, Doamne, am 3 copii acasă, ce fac? Și am primit o liniște sufletească de la Dumnezeu și zic, merg. Dacă voia lui Dumnezeu a fost ca eu să intru în spitalul acesta și am început în noiembrie, în decembrie a început gripa, s-a terminat cu gripa și a început COVID-ul. Și zic, Doamne, de ce? Zic, tocmai acum a trebuit să intru? Și Dumnezeu a zis, acum. Wow. Dacă acum a fost, zic, ok, Doamne, când ești Tu, când îmi spui Tu, atunci voi merge. Trebuia să ajung din luna iunie, dar Dumnezeu n-a îngăduit și a îngăduit să ajung în noiembrie. A fost un șoc, pentru că soțul meu știe, majoritatea nu credea în COVID. Da, cine credea în COVID, știi? Da. Și când am ajuns acolo și am văzut, de fapt, că COVID într-adevăr există, a fost o teamă și am sunat acasă și am spus, ferește-te, pentru că el chiar există. Și când plecam de acasă și lăsam copiii și mă gândeam, zic, Doamne, oare când mă întoarce, mă întoarce sănătoasă? Pentru că, după cum vedeam acolo, mă gândeam că dacă îl voi lua, voi ajunge și eu la fel ca ei. Dar n-a fost așa, slăvit să fie Domnul. Nu, a fost așa. De cât timp lucrezi în linia întâi, practic, acolo? De 3 luni, am plecat pe 4 luni. 4 luni de zile. Wow. Mi-ai povestit de un moment în care, efectiv, pe ușa unui salon, erau niște nume care te-au răscolit foarte mult. Ia spune-ne. Încărcătura emoțională din secția ATI este foarte mare. Noi, pe ușa de la salon, avem numele pacienților și erau 2 pacienți și numele lor împreună făceau numele tatălui meu. Și nu puteam să intru acolo pentru că mă gândeam că este tatăl meu înăuntru. Hai că m-ai făcut să plâng. Da, când treceam pe acolo, vedeam numele tatălui meu, era unul sub altul, exact cum îl cheamă pe tatăl meu. Și a fost foarte greu, dar atunci când, când te rogi, Dumnezeu îți dă putere să treci. Și El știe de ce a îngăduit ca eu să ajung acolo. Orice rugăciune este o putere de la Dumnezeu pentru noi. Amin. Amin, minunat. Încă o dată încurajări. Deci, vedeți, totul se face cu credință și cu rugăciune. E foarte greu să vezi pe ușa salonului unde oamenii sunt intubați, unde sunt în comă, unde mulți dintre ei chiar mor, să vezi acolo numele tatălui tău și să te gândești că este oarecum în vârstă și expus acestui risc și să te gândești cum ar fi ca părinții mei să ajungă aici și îți vin tot felul de gânduri care te dau înapoi foarte mult, dar cu credință, vedeți, Dumnezeu a ales oameni ca și voi,
să-i pun acolo în linia întâi, oamenii credinței, oameni plini de pasiune, oameni plini de putere și care să treacă cu bine peste orice. Cum ți-e ție, Cristina, să vezi oameni decedând, poate chiar în mâinile tale, așa e, foarte mulți, cred că le-ai pierdut numărul, așa e? Așa e, din păcate așa e. Cum este să vezi oameni decedând și care este, nu știu, starea ta sufletească după războaiele astea în care uneori câștigi, alteori pierzi? Câteodată este foarte greu. Am avut pacienți lângă care am plâns, lângă care m-am rugat. Din păcate, Dumnezeu e suveran, El știe mai bine ce plan are pentru fiecare. Dar cumva trebuie să învățăm să ne detașăm de toate lucrurile astea. Vedem lucruri tragice în fiecare zi. Dacă le-am luat cu noi acasă, n-am mai putea să stăm în picioare. Cumva ne întărește și credința. Altfel nu cred că am rezistat. Deci, practic, în fața morții, credința ta se întărește? Da. Așa e, nu? Foarte mult. Aleluia. Deci, vedeți, și Biblia o spune că în înțelepciunea este în casa de jale. Da? Trebuie să te duci, să te uiți de multe ori în casa unde este jale, ca să-ți dai seama cât de scurtă este viața și să te gândești la, la ce urmează dincolo. Cum te ajută pe tine rugăciunea? Te rogi și în timpul manevrelor de resuscitare? Cum faci? De multe ori, da. Dacă a pus să te gândești, și rogi de multe ori lângă pacienți și sper să fie bine tot ceea ce faci tu, să dea rezultate cumva. Te rogi poate înainte de orice manevră complicată pe care o ai sau de un caz mai greu care poate îți dă emoții. Ai simțit vreodată, pentru că vă spuneam, și soția mea e stomatolog, da? Și de foarte multe ori îmi spune, măi, Tony, am scos un dinte doar cu puterea lui Dumnezeu. Doar cu puterea lui Dumnezeu. De multe ori îmi spune, mă, m-a chemat colegul care e bărbat, gen, să-l ajut să scoată un dinte. Sau, uite, Dumnezeu m-a ajutat să fac sutura asta. Dumnezeu m-a ajutat. Uite, cineva avea hemoragie și m-am rugat acolo pe scaun și ea i s-a oprit instantaneu în urma rugăciunii hemoragie. Ai avut astfel de momente în care ai simțit că doar Dumnezeu și-a pus înțelepciunea lui peste mintea ta? Da, foarte multe. Foarte multe, nu? Da, sunt, nu știu, poate momente când e ceva ce nu-ți iese și atunci te gândești, Doamne, ajută-mă Tu să-mi iasă lucrul ăsta. Și se întâmplă. Da. Cumva biruim prin puterea Lui. Aleluia, deci inspirația divină este maximă, nu? Roxana, întorcându-mă la tine, repet, toate lucrurile au fost, sau mare parte dintre ele, Cristina ne-a spus că proceduri medicale asemănătoare sunt și în alte boli și, și la contactul cu alți virus. Pentru tine, cu siguranță, a fost ceva cu totul... A fost ceva wow, da. Ceva... A fost ceva nou, da. Pentru că eu de la ochi am ajuns în secția de ATI, unde m-am speriat. A fost un șoc. Cum a fost prima zi? Prima zi și a doua am început să plâng, am zis, Doamne, nu pot. Zic, nu pot, dacă Tu nu mă întărești, eu trebuie să plec acasă, vreau să plec prin pădure singură. Am zis, nu mai îmi iau nimic de aici. Zic, mă duc acasă, mă duc la familie. Am zis, Doamne, trebuie să apreciem fiecare clipă, fiecare moment alături de familie, să venim la biserică și să avem, să ne respectăm și să iubim pe Dumnezeu cât mai mult, pentru că fără Dumnezeu nu se poate. Deci, din nou, înaintea morții, credința ta în Dumnezeu a crescut, așa e? Da, așa e. Așa e. Nu prea cred că există medici atei, n-am auzit. Ca majoritatea zic că doar la Dumnezeu mai e o speranță, știi, când exact. E o problemă. Da, să știi, nu prea am auzit. Eu personal nu cunosc niciun medic ateu și am auzit de mulți. Nu știu, poate voi ați întâlnit. Era o glumă la începutul pandemiei, când cineva în loc de medici atei a zis medici atei. Deci... Medici atei, da. Medici atei. Ok, ateiu. Da. Hai să ne apropiem de final. Deci, practic, contribuția voastră în medicină este colosală. Eu, dacă aș fi președintele României, v-aș acorda o diplomă de onoare, o ceva, nu știu, o medalie de onoare vouă cadrelor medicale și chiar sunteți oamenii care țineți țara asta în viață, slăvit să fie Dumnezeu, și Dumnezeu se folosește foarte mult de voi. Și iată cum, repet, Dumnezeu plasează oamenii credinței acolo unde este nevoie și cum nu la voia întâmplării tu, Cristina, te-ai întors la Dumnezeu și iată că astăzi ai un rol extraordinar de important în această pandemie și cred că
Și datorită ție lucrurile stau mai bine. Amin? Amin. La fel, Roxana, cred din toată inima că Dumnezeu te-a așezat acolo, te-a pus acolo și uite cum te-a mutat de la oftalmologie, de la ochi unde nu prea se moare, nu? Nu, deloc. Deloc. N-am văzut niciodată, că de-aia m-am speriat când am ajuns în ATI și am văzut alt fel de pacienți. Uh-huh. Eu la mine vorbesc cu pacienți, eu când intru nu mai ies. Fac colegele. Chiar dacă nu te văd, știi, te văd așa în ceață, da, drag fac colegele, de tine. Hai să nu mai lăsăm pe Roxana, că ea se duce și nu mai iese. Eu stau de vorbă cu ei, am încercat și să mă pun și în locul lor, să-mi acopăr un ochi, uh-huh, și să mă plimb prin casă. Să vedeți ce greu este. Da. Deci îi mulțumim Domnului și pentru ochi. Exact, da. Wow, wow. Mai ales că durerea de ochi e infernală, exact. Și mie mi-a intrat un șpan în ochi odată și e super, super dureros. Ok, acum pe final, ce sfaturi le dați oamenilor? Ce ați învățat după pandemia aceasta? Ce recomandări ne dați din toate punctele de vedere, spiritual, medical, ce, așa, câte un gând de fiecare? Ia să vedem, Ros. Aș vrea să fim mai mulțumitori Domnului, uh-huh, pentru tot ce ne-a dat. Dacă, uh-huh, suntem astăzi aici și nu ne doare nimic, înseamnă că Dumnezeu ne iubește foarte mult. Uh-huh. Aleluia! Slavă Domnului! Așa este. Cred că asta e cel mai bun sfat. Le-aș recomanda tuturor să aibă totuși încredere în cadrele medicale, care chiar fac tot posibilul să trateze oamenii cât știu ei de bine și să își facă și ei partea. Uh-huh. Până la urmă, contează și măscuțele astea, cât de cât distanțarea. Trebuie să ne facem și noi partea noastră, ca și Dumnezeu să o facă pe a Lui. Amin. Și bineînțeles să ne încredem în El și va fi bine. Amin. Minunat, da? Deci aveți încredere și în cadrele medicale, că nu-ți degeaba acolo și mai lăsați Google-ul. Dar nimeni nu cunosc doctor cu doctorat în Google. Așa, doctorat în medicină luat pe Google. Deci... Așa e că avem medici de calitate, Cristina? Așa este. Avem, nu? Da. Și tu, Roxana, ești de acord? Avem medici faini, nu? Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Vreau să ne ridicăm în picioare și vreau să facem o rugăciune specială pentru toate cadrele medicale din România. Amin? Îi binecuvântăm pe toți și avem aici două reprezentante ale cadrelor medicale, atât medici, da, o reprezentantă a medicilor, cât și o reprezentantă a asistentelor medicale, care la fel duc o luptă fantastică și tractare pentru fiecare pacient în parte. Deci avem minunat, da, această echipă formată chiar aici pe scenă, medic, asistent, și vreau să binecuvântăm în numele lui Iisus Hristos toți medicii care ajung acasă răvășiți, dați peste cap de moartea unor oameni care, la care cu siguranță au ținut ca la orice om și au făcut-o posibilul să salveze anumite vieți în dreptul cărora nu s-a mai putut face nimic. Deci este un stres colosal, este o muncă colosală depusă. Și vedeți, așa cum au declarat și cele două prietene ale noastre, doar prin credința în Dumnezeu se poate răzbi. Amin? Haideți să facem o rugăciune și să binecuvântăm toate cadrele medicale. Eu mă voi ruga și vă puteți ruga și voi în același timp. Doamne, venim înaintea Ta și Te rugăm în mod deosebit să binecuvintezi, Dumnezeule, medicii și asistentele, cadrele medicale din țara aceasta. Te rog în numele Tău cel Sfânt ca Tu, Dumnezeule, să-ți lași binecuvântarea Ta, înțelepciunea Ta, Dumnezeule, peste aceste cadre medicale, să descopere întotdeauna și la timp cele mai bune tratamente, Dumnezeule. Tu care cunoști, Dumnezeule, fiecare organism și fiecare substanță în parte, Dumnezeule, și Tu care știi tot ce e bine și rău pentru noi, Te rog în mod deosebit să le descoperi prin inspirația Ta divină de Tată fiecare tratament benefic omului, Dumnezeule. Te rog să inspiri medici, Te rog să inspiri, Dumnezeule, asistente, Te rog să lași compasiune peste medici, să lași compasiune peste asistente, Te rog să lași credință peste toate cadrele medicale pentru a insufla oamenilor care intră în spitale și care poate sunt pe ultima sută de metri a vieții lor, Dumnezeule, să le insufle credința în Tine, Dumnezeule. Și iată cum Tu în chip minunat ai pus, Dumnezeule, în linia întâi, Dumnezeule, în acest război, Dumnezeule, în această pandemie, ai pus oameni, Dumnezeule, care să le vorbească altora despre Tine și sunt convins că o fac. Ai pus oameni care să se roage pentru vindecare, care să se roage pentru mântuirea sufletelor, Dumnezeule, și sunt convins că aceste două femei dinaintea noastră sunt niște femei ale rugăciunii, sunt niște femei ale credinței, sunt niște femei
femei prin care sute de suflete, Dumnezeule, au cunoscut credința în Tine, Dumnezeule. Tu le-ai dat, Dumnezeule, multor oameni speranță chiar acolo, Dumnezeule, la depărtarea din această viață, Dumnezeule, la separarea, Dumnezeule, dintre viața aceasta trupească și cea spirituală. Te rog în mod deosebit să o binecuvintezi pe Cristina, Dumnezeule, să lași peste ea, Dumnezeule, binecuvântarea Ta, putere de muncă, înțelepciunea Ta, Dumnezeule, și în acele ture, Dumnezeule, extenuante, Dumnezeule, Tu, Dumnezeule, să o întărești, Tu să-i dai putere, Dumnezeule, îngerul Tău să o atingă și să-i dea, Dumnezeule, energie trupească, Dumnezeule. La fel mă rog pentru Roxana, Dumnezeule, te rog în mod deosebit să lași peste ea putere, tărie, Dumnezeule, să o întărești emoțional, Dumnezeule, să o întărești psihic, fizic, Dumnezeule, și să facă față ca și cadru medical, ca și mamă, Dumnezeule, să facă față, Dumnezeule, și extenuarea să n-o prindă niciodată, Dumnezeule. Întărește-le, Dumnezeule, pe aceste două cadre medicale minunate și îți mulțumesc că Tu vei face cu fiecare cadru medical din țara aceasta. Pune-mi binecuvântarea Ta peste sistemul sanitar din România. Pune-mi binecuvântarea Ta și cerem resurse, Dumnezeule, că le este atât de greu, Dumnezeule, într-o țară, Dumnezeule, care n-a pus accentul pe dezvoltarea aceasta, Dumnezeule, sistemului sanitar, să facă treabă excelentă de multe ori cu nimicuri, Dumnezeule. Mă rog să protejezi spitalele de incendii, Dumnezeule, în aceste vremuri în care sunt supra-solicitate, Dumnezeule. Mă rog să protejezi spitalele de orice alt rău, Dumnezeule, de virus, de tot felul de lucruri rele care se pot întâmpla. Îți mulțumesc, Dumnezeule, pentru ceea ce Tu ne-ai lăsat nouă românilor, Dumnezeule, niște îngeri minunați care să ne poarte de grijă. Te iubim și Te adorăm, Iisuse. Amin. Amin.